Uite, că am reușit să-mi iau astea. Ce tare. Așa se face. A, stai să iau și banii. Că avem o grămadă de bani. Food, water, repair kit, tot. Inventory. Bun. Bă, frate, cred că e toată echipa la gangster, what the fuck? Asta e ăla din Matrix, îl știți? Ăla care se ferește de gloanțe. Bă, dar s-au baricadat bine băieții. Holy shit, ce-au făcut ăștia? Pe unde se intră? Pe unde se intră în gangster, frate? Excuse me, sir, but how do you get in? How do you get in the gun store? There seems to be no entrance. Ăștia au baricadat tot, dar nu mai pot să-i... Ah, uite pe acolo. Au făcut acum liber? S-a baricadat bine ăștia aici. Buy from store. Ok, hai să vedem ce ne cumpărăm de la store. N-avem foarte mulți bani. 1600 nu sunt foarte mulți. Aș putea să iau un wetsuit. Sau aș putea să rămân cu astea pe care le-am deja. Asta e la, uite, 50% off. Ia uite, mă, la vânzare. Ok, avem nevoie de first aid kit-uri în primul rând. Avem nevoie de ammo. Să iau un lansator de rachete? Asta un confirm. Să le luăm de aici. Am și first aid kit-ul. Și să văd dacă să schimb eu buy from store. Ești mai camuflat noaptea, dar ziua nu ești așa camuflat cu wetsuit-ul, așa că nu știu. A mea ce milimeter are? .408, 320. Nu cred că pot să iau amortizor pentru asta. Nu, nu cred că mă lasă. Mă costă mai mulți bani să iau cu totul, da, shit. Vreau să-mi iau un lansator, dar nu mă lasă. E prea scump. Rangefinder, nu știu ce. UAV. Da, pentru a mea nu văd să fie amortizor. Bă, nu fura astea, mă. Așa. Oh. Asta și-a luat un rangefinder. Mai am 410. Oh, shit. Aici stăteau aia când i-am omorât eu atunci. Bă, măcar nu mai e băguită ținta și nu mi-arată night vision non-stop. Hmm.
Da, deci n-am aceeași vizibilitate pe care o aveam în turn, dar oricum. Se duce careva la vreo misiune, ceva, sau stați aici degeaba toți? Tragi un 50 kill undeva. La ce armare? În Katiba, cred că. E acolo jos, l-am văzut, l-a omorât pe ăla nostru, uite. Uite-l acolo pe stâncă. Și mai e unul sus acolo. Uite-l acolo. Ce poziție am? Holy shit! Frate, nu-ți rupi spatele. Nu l-am nimerit. Holy fuck. Aia trec pe lângă urechea mea. Yeah, watch out, they're shooting. Ce vreți să facă dimineață? Problema e că ne-au descoperit poziția și o să trag aici. Oh, fuck. De unde trage, frate? Asta mă... Careful, they know the position. Da, au venit ăștia cu echipa lor. Au venit să ne... să ne ia baza. Cum scos capul puțin, există un risc mare să ții una în cap direct. Că nu-mi dau seama, e posibil să aibă sniper pe dealul ăla. Și atunci... Uite acolo. Prin zona aia undeva. Uite-l. Oh, fuck, de ce s-a întors asta? Holy shit! Josh was killed by Max! Băi, ce l-am luat pe ăla! Frate, de la distanța asta. Holy fuck. Sniper profesionist aici, mă, ce să mai... Asta e faza, trebuie să calculezi distanța foarte rapid și din ochi. Dacă ai noroc să o fi calculat corect, atunci îl omori. Dacă nu, tragi pe lângă. Iar eu cum n-am tras cu sniperul niciodată în jocul ăsta până acum, mi-e destul de greu să o calculez, dar a mers de data asta. Totuși mai sunt în zona asta, inamici. Să nu-mi iau una în freză. Ok, am încă o echipieră acolo. Mai e vreunul? Cred că ăla e singurul din zona aia. Unul e mort acolo, deci... posibil să fie pe aici inamici. Dacă sunt pe acolo, e posibil să înainteze la noi în bază. Dar n-a intrat nimeni momentan în perimetru. Că mi-ar fi zis radarul dacă era. Așa că momentan suntem safe.
Oil dozer was killed by Max. Holy shit, l-am luat și pe ăla. Bine așa. Frate, dacă stați că vreți să ne atacați baza, vă dau cu sniper un cap, ce să mai... Hai, mai vrea careva un glonț ăsta mare în cap? Repede, încarcă, încarcă. Pe la stânca aia parcă era, nu? Acolo cred că s-a oprit. Cred că se bandajează. A, uite-l, da, da, da. S-o moară cu ăsta meu. A, l-a omorât ăsta meu, bun. Frate, intens. Sunt la... pe partea cealaltă a hărții, dar totuși sunt în bătălie. Simt ca și cum aș fi acolo. Bă, avem doi morți acolo, what the fuck? De ce sunt doi morți în bază? Revive, please. Oh my god, they're shooting through walls. Cineva trage prin pereți, aparent. Uh-oh, un hunter sus acolo și nu e a nostru. Dacă vine aici, ne cam rupe. Dacă vine aici hunterul ăla, mă urc în turn. Că la te rupe, n-ai ce să faci împotriva lui și noi n-avem protecție aici. Oh, shit. Ăla e un 50 kill care a venit încoace. Cred. Oh, shit, vine hunterul. Lo, what the fuck? S-a răsturnat cu hunterul, ia uite-l. Bă, dacă rămânea așa, era prea penal. Noi avem de-astea cu 50 kill, dar nu știu dacă o să fie de ajutor. Nope, l-a omorât pe ăla cu 50 kill-ul. Ha? Oh, ia ce avem noi aici. Avem chiar un lansator de rachete. Mă, că nu avem muniție pentru el. Acum... And watch out, there's a hunter incoming. Aia stau toți în bază, dacă vine hunterul ăla, cred că nu o să aibă ce să facă. Nu știi din ce direcție vine. Da, ăla e hunterul. Și mă duc să iau niște rachete, stai. În caz că vine, să-i dau o rachetă în freză. Uite ce stau ăștia în bază, cu snipere, cu de toate. Să mă pun jos, că trage prin pereți. Bun, rachetă, rachetă, unde ești, rachetă? Amo. N-am bani, shit. Hai, dă-te, dă-te, dă-te. Dă-te că n-am timp de glume. A, trage cu sniperul de acolo. Sper să nu mă... Oh, shit. E să merg eu pe aici în caz că mă vede. Lol, cum s-a pus? Cum s-a pus ăsta? Într-o parte așa parcă faci o poză, ci că... Draw me like one of your French girls sau ceva. Stă pe lateral, iată. What the fuck? De ce s-a pus așa? Și o poziție nouă asta. N-am mai văzut-o până la mă. Okay.
Ok, unde-i hunterul ăsta, frate? Yep. Și tocmai și-a dat restart serverul. Exact ce ziceam. Dacă își dă restart serverul, pierzi totul și n-ai ce să faci. De asta uneori vedeți că sunt în joc, mă vedeți cu arme și în episodul următor nu mai vedeți nicio armă. Exact din cauza asta. Acum vedeți și voi de ce. Oricum, dacă vă place seria, nu uitați să lăsați un like și un comentariu și ne auzim data viitoare. Pa, pa!